Am revenit după publicitate, continuăm discuția noastră despre chirurgia spirituală. O să te rog să ne explici, îți pun direct o întrebare mai altfel un pic, sunt boli specifici spirituale, la nivelul dimensiunii spirituale a ființei. De multe ori ele sunt provocate de, să zicem, alipirea la ființa anumitor entități nebenefice, să spunem, da? Hai să nu le definim cine sunt și ce ar putea fi ele. Dacă se poate interveni, bineînțeles că se poate, și cam câte astfel de cazuri, cam ce pondere sunt în interacțiunea pe care o ai tu cu cei care apelează la serviciile tale? Păi, na, în general și o boală, cum bine știm, e tot un câmp nebenefic sau de vibrație joasă, așa și un duc sau o entitate energo-informațională este tot un câmp care are o vibrație, e ca și, să zicem, un virus sau o bacterie sau o entitate care pur și simplu are o anumită informație, vibrație, energie și ne poate afecta într-un fel sau altul. În momentul în care noi avem un câmp energetic informațional puternic și un sistem imunitar puternic, ne afectează mai puțin, dar, cum ziceam, totul influențabil în câmp, ne poate afecta pe fiecare mai mult sau mai puțin. Sigur că în ultima vreme, pot să zic, oamenii devenind tot mai temători, tot mai fricoși și fiind mai stresați, și luptându-se, să zic așa, cu luptele existențiale care au apărut în ziua de astăzi, de aici le scade sistemul imunitar și atunci apar tot mai multe astfel de probleme, chiar și tristețe, suferințe de genul emoțional, mentale, pierderea celor dragi sau faptul că, de exemplu, intră vrând nevrând în contact sau niște medii nesănătoase, mă refer în primul rând la cei care merg în discoteci, care merg la concerte din acestea de muzică rock sau știu o anumită muzică, care efectiv, mi-aduc aminte, mă plimbam astăvară pe malul mării și seara începea să dea drumul la muzica la discotecă și simțeam cum basul acela pur și simplu lovea în inimă. Probabil că multă lume nu sunt conștienți de efectele acestea, însă terapia prin sunet este o terapie în sine, ca și terapia prin lumină, dar vibrațiile acestea, fiindcă și univers înseamnă un vers, un sunet, un ton. Și dacă ne gândim că există chiar și niște scurte video pe internet unde ni se arată, de exemplu, pe o masă pus nisip și dedesubt o boxă și în funcție de intensitatea muzicii și a calității muzicii se formează nisipul, ia o anumită ordine. Așa se întâmplă și în câmpurile noastre aurice, chakre, organe și mai departe. Și prin acea muzică sau acele sunete, efectiv, ni se distorsionează, de fapt, aura, respectiv câmpurile energetice și de aici pot apărea tot felul de stări, de tensiune, de emoții, de supărare, de tristețe, pe care noi nu ni le explicăm, ce-i cu mine, ce se întâmplă. Sau, sigur că, pe de altă parte, ne afectează toate vibrațiile gen 4G, 5G și așa mai departe, plus alte câmpuri, că telurice sau cosmice în ziua de astăzi. Și în momentul în care noi ne ridicăm nivelul de conștiință și conștiență și ne ridicăm nivelul energetic și informațional, respectiv vibrația, automat nu mai suntem atât de ușor influențabili prin aceste câmpuri nebenefice sau destructive. Și cum bine știm, vorbisem odată noi tot așa legat de energia asta Harman, nu? Care efectiv creează tot felul de probleme, disfuncții și boli și e bine să le anihilăm aceste câmpuri, aceste radiații telurice, fiindcă altfel ne putem îmbolnăvi, sigur, nu de azi pe mâine, dar în timp, de-a lungul anilor. Dacă stai astfel de nod, da. Ce voiam să întreb aici, se cunoaște și bine subliniat aici efectul anumitor frecvențe, fie ele și muzicale, asupra, cum ai spus, nisipului, a apei, s-au făcut experiențe de cia noastră.
a câmpului nostru energetic și chiar a substanței materiale din care suntem formați, că avem, bine spunea, 70% compoziția corpului este din apă. Cum poate interveni chirurgia spirituală dacă descoperi o astfel de entitate străină în universul unei ființe? Exact cum se procedează și cum spuneam mai devreme, când deja acel câmp s-a materializat în materie, același lucru se poate face, deci cam aceeași proces se întâmplă, doar că conștientizăm că încă nu s-a materializat, fiindcă și înainte de a fi un chis, nodul, fibrom, înainte a fost câmp, a fost tot o entitate. Că până la urmă tumoarea sau chistul respectiv e tot o entitate, dar care după anumite perioade de timp, un an, doi, trei, șapte, eu pot să spun așa, ciclic, noi evoluând în cilul de șapte, un astfel de câmp sau entitate de vibrație joasă care apare în câmpul auric al nostru sau într-un organ, el se manifestă după 7 ani, posibil, după 14 ani, șansa e mai mare, după de 3 ori 7, adică 29 de ani, cu siguranță se materializează, se manifestă. Și așa cum deja el e materializat ca în nodul fibrom sau așa, exact acea entitate, cu cât mai repede o depistăm, cu atât mai bine, nu? Că e mult mai ușor relativ să o scoatem afară și să o trimitem acolo unde e locul ei, fiindcă dacă ne uităm și în natură, de exemplu vâscul, da, care apare în natură la mulți copaci, e tot o astfel de entitate, să zicem, energo-informațională, un câmp, care nu aparține copacului respectiv, dar dacă acea entitate rămâne acolo, începe și ea să rodească, să se manifeste, să bage în seamă și efectiv chiar să se înmulțească. Vedem în unii copaci enorm de mult vâsc. Și pe de altă parte, vâscul nu înseamnă, cum ziceam, că e ceva rău, ba chiar se folosește vâscul la vindecarea cancerului, că într-un fel vâscul e un fel de cancer al copacilor sau al plantelor. Deci, ca în homeopatie, rău cu rău se scoate, cum se zice. Înțeles. Ar fi foarte multe de spus, bineînțeles, timpul este destul de scurt. Interesante abordări care le-ai prezentat aici. Vreau să reamintesc celor care, telespectatorilor care urmăresc, care nu știu, tu ești și președintele Asociației Naționale de Terapii Holistice și Metafizice, care are sediu în Sibiu și asociație care are o foarte prodigioasă activitate. Știu că organizați în fiecare an, chiar de mai multe ori pe an, conferințe internaționale. Și o astfel de conferință va fi cât de curând. Dacă poți să ne spui câte ceva, în puține cuvinte, despre această asociație și să ne relatezi un pic ce se va întâmpla la această conferință internațională. Da, această... Care va fi în această lună. Da, această asociație are rolul de a promova terapiile alternative, complementare, energetice, informaționale, dar și cele holistice și metafizice. Apoi de a face cunoscut conceptul holistic și metafizic despre om, lume și viață și în același timp de a ajuta oamenii să înțeleagă că a preveni e mult mai înțelept decât a trata și mult mai ieftin și nedureros. Iar această asociație organizează, începând de anul acesta, de 2 ori pe an, această conferință internațională terapii holistice și metafizice de la Sibiu, Holistic Fest, Sibiu 2022, data de 25-27 noiembrie. Și am mai mulți invitați din țară și străinătate, ca de obicei. Aș putea da câteva nume, de exemplu, avem invitat și va fi prezent la conferința de la Sibiu, domnul Vasile Păun, domnul doctor academician Sorin Riga, domnul general Emil Străinu, apoi domnul Ancu Dincă, fizician, avem mai mulți medici, printre care doamna Elena Armenescu de la București, doamna Carmen Pop de la Timișoara și domnul Adrian Nicula de la Cluj, care sunt medici deschiși la astfel de terapie, cu care eu colaborez de mai mult timp și mă bucur că
Sunt anul acesta și mai multe standuri unde vor avea ocazia oamenii să își cumpere sau să vadă anumite produse terapeutice care ne ajută foarte mult de a ne vindeca și de a preveni, cum spuneam, boala. În acest an este cineva care va veni cu o piramidă și vom putea testa efectul de piramidă. E o piramidă creată energetic după dimensiuni de la piramida din Cheops și este o piramidă din jur de 3 metri, destul de mare, și fiecare, dacă dorește, poate să se energetizeze în această piramidă. Apoi va fi un stand cu pietre și cristale, aparatură de biorezonanță și biofeedback, unde oamenii pot să facă anumite evaluări și desigur că mai sunt două persoane din Franța care vor fi prezente cu o lucrare, o persoană, Cristine Blanc, din Germania, care ne va vorbi. Apropo, am văzut că anul acesta am trei teme. Această persoană, Cristine Blanc, din Germania, ne va vorbi despre nemurire, nemurirea sufletului. E o lucrare foarte interesantă. Apoi este domnul profesor universitar Traian Stănciulescu, care vine de la Iași și ne va vorbi de nemurire, acea temă care a predat-o și în Spania de curând. Și mai este doamna Grig Oprea de la București, care ne va vorbi tot așa despre explicarea științifică a morții și a vindecării după moarte, să zic așa, fiindcă, cum bine știm, sufletul e nemuritor și veșnic și ar fi bine cu toții să înțelegem ce este sufletul cu adevărat și spiritul uman, fiindcă noi suntem ființe creatoare, cum spuneam, și creative și putem manifesta și realiza absolut tot ceea ce ne dorim și gândim, însă să învățăm să gândim sănătos, să ne bucurăm de viața aici și acum și să ne conștientizăm că împreună, într-o conștiință înaltă, putem crea pace și armonie. De aceea, titlul conferinței sau tema, mai bine zis, a conferinței de anul acesta, care este la 7-a ediție, ediția de toamnă a conferinței Holistic Fest, este tema, deci, pacea sufletească și unitatea în conștiință. Dacă noi oamenii am înțelege că toți suntem o manifestare unică și diferită a conștiinței universale, spirituale, divine, putem, într-o unitate în conștiință, cu ușurință să realizăm enorm de mult. Mi-aduc aminte că în bază, la o conferință internațională a vindecătorilor din Elveția, l-am cunoscut pe Masaru Emoto personal și el ne-a dovedit și atunci că, de exemplu, 500 de oameni au fost în jurul unui lac, care apa nu era prea curată, s-au rugat, au meditat și au binecuvântat această apă, și apa, ziceam, că preia energie și informație și absolut tot ce e lichid. Efectiv, după o oră și ceva de meditație, apa acelui lac s-a purificat, s-a curățat prin puterea. Așa cum acea apă a lacului a fost purificată datorită efortului celor 500 de specialiști, să-i spunem, Da. oameni spirituali, așa să sperăm că și acest Holistic Fest va genera o undă benefică în conștiința întregii umanități, sau măcar Asta a îmi României. doresc pentru mine, e sărbătoarea terapiilor Din holistice. păcate, foarte repede s-a epuizat timpul alocat emisiunii. O să te rog să postezi în comentarii la emisiunea pe care o vom posta pe Facebook coordonatele, telefoane unde pot oamenii să afle mai multe informații despre acest frumos eveniment. Mult succes! Te aștept Ne cu drag la Sibiu la conferință. vom vedea acolo cu siguranță. Vă mulțumim și vouă, dragi prieteni, că ați urmărit această emisiune. Vă rugăm să rămâneți alături de M9 și în special de emisiunea Om 1.1, ce se transmite în fiecare joi de la orele 18:30. La revedere, să auzim mai de bine!